Carina și astăzi vreau să vă spun ce a pățit Sky de fapt. După cum vedeți, în acest acvariu nu mai are nicio pietricică și nicio piatră mare. Tocmai am schimbat astăzi apa când mi-am dat seama ce a pățit. Și după cum vedeți, nici încălzitorul nu mai e și încălzitorul nu este nici aici. Da, uitați-o pe Lily. Deci, acum vă voi spune ce a pățit de fapt. Mie mi s-a părut în ultimele zile când mă mai uitam la el că încălzitorul era ruginit. Tatăl meu s-a uitat și a zis că e ruginit, dar că pe interior și nu are ce să se întâmple. Dar astăzi când am fost la școală, mama mea a făcut curat prin camera mea și a dat din greșeală jos încălzitorul și s-a spart. După aceea, a încercat să-i dea de mâncare și a mâncat în sfârșit, așa că probabil din cauza încălzitorului a pățit. Și pietricelele mici sunt, nu prea pot să le curăț bine și erau și ele foarte murdare, așa că mă voi duce săptămâna asta sau peste puțin timp și voi cumpăra un încălzitor și niște pietre, dar nu așa mici, și voi cumpăra pietre din acelea mari ca să pot să spăl mai bine, să nu se mai întâmple. După cum vedeți, arată mult mai bine acum Sky. Deci dacă vi se întâmplă, scoateți încălzitorul dacă vi se pare că e ruginit. La magazin au zis când am luat încălzitorul că acel încălzitor este o firmă chinezească și s-ar putea să se strige. Deci cred că o să iau data aceasta un încălzitor Claro, cum este filtrul, fiindcă văd că a rezistat foarte bine. Ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. Pa, pa!